Salut, sunt Tudor Hermeneanu și te aștept cu drag la cursurile video de la Dallas Go în clasă sau live online. Este destul de provocator în sensul în care, în general, un curs de video este destul de practic. Ai nevoie să pui mâna pe o cameră, să vezi exact ce se întâmplă, dar cumva am adaptat și la experiența de live online, făcând un stream din echipamentele noastre pe care le aducem pentru cursul de video. De obicei interacționăm prin întrebări. Întreb de fiecare dată. Cei de acasă chiar își pot, când au o întrebare sau ceva practic, zic ce se întâmplă dacă muți focusul sau un pic mai în spate, eu pot să le arăt efectiv în sală, ei poate să vadă efectiv ce se întâmplă pe ecran, ce se întâmplă cu camera și atunci cumva totul este mult mai ușor. E chiar provocator să lucrezi cu oameni care vin în atâtea domenii, care fac atâtea lucruri. Cursul a fost gândit la început să vedem, în primele cursuri, să vedem exact ce înseamnă o aparatură de filmat, ce înseamnă o lumină, să învățăm că până la urmă e un pic dezarmant când vezi luminile astea, dar ușor, ușor le învățăm pe parcurs, urmând ca pe finalul cursului să începem să le punem în practică, să punem totul la oaltă, să vedem cum se leagă aceste elemente ale unei filmări și ce poate să iasă. Noi am început să lucrăm un mini-proiect chiar în clasă, urmând să trecem prin toate fazele lui. Am filmat niște cadre, le vom monta, vom face un fel de chiar un mic montaj, un fel de spotuleț pentru ceva, avem o plântuță de exemplu. Primul rând se va face un laptop de-al meu, un calculator, va fi ghid, martor, care va fi și pe live online, îl vor vedea și cei de acasă, dacă le voi trimite și programul la rândul lor și putem să montăm acest mic filmuleț al nostru împreună. Când te aștepți la studenți, te aștepți la, nu știu, o anumită grupă de vârstă. Aici sunt vin în toate vârstele, din toate locurile, cu toate meseriile și cumva e foarte interesant, auzi foarte multe opinii diferite, vezi oameni care au cariere diferite și totuși ne adunăm în fiecare săptămână, timp de 3 ore, ca să discutăm despre video, să creăm ceva împreună. Când cursantul își dă seama de ceva, e momentul ăla de atunci este efectiv când începe să-și dea seama cum lucrurile se leagă, atunci e satisfacția cea mai mare. Pentru că lucrurile, de fapt, nu sunt atât de complicate pe cât par. Doar că nefăcând, n-ai de unde să știi. Și în momentul în care efectiv lucrezi cu ele, îți dai seama că oricine poate să facă, poate să facă video. În primul rând am observat acest pattern în care sunt tineri sau oameni mai puțin tineri care au un business mai mic și vor să învețe partea asta de promovare. Nu știu, fac haine, dar aș vrea cumva să le și filmez drăguț sau aș vrea să promovez o pagină, fac niște story-uri, dar nu vreau să fac efectiv ceva simplu. Vreau să fac ceva un pic mai drăguț care să prindă, pentru că, bineînțeles, cu toții știm, da, ajută foarte mult în promovare să ai un video drăguț, să poți, mai ales dacă ai un produs, să știi să-l vinzi prin chestia asta.